Săptămâna care urmează praznicului învierii Domnului este numită Săptămâna Luminată. În vechime, botezul era săvârșit în noaptea de Paști. Cei botezați erau numiți luminați și purtau haine albe în toată săptămâna de după Paști. Trăim în aceste zile bucuria învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Săptămâna Luminată, care se deschide în noaptea de înviere cu îndemnul slujitorilor Sfintelor Altare: veniți de luați lumină. Sigur, istoria acestei săptămâni este una foarte frumoasă, foarte luminoasă, care face recurs la ceea ce este mai bun și mai frumos în noi, dătător de speranță, ca urmare a învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincioșii sunt încurajați să reflecteze asupra învățăturilor lui Hristos despre iubire, iertare, speranță și să împărtășească aceste valori cu cei din jurul lor. Această perioadă reprezintă o oază de pace și lumină spirituală pentru milioane de oameni din întreaga lume. În primele veacuri creștine se obișnuia ca în această perioadă, în mod deosebit în noaptea de Paști și în primele trei zile de Paști, să fie botezați catehumenii. Cei care doreau să se creștineze urmau un parcurs de formare duhovnicească în perioada postului mare, pentru ca de Sfintele Paști să primească haina luminoasă a botezului. Slujbele din Săptămâna Luminată se țin cu ușile împărătești larg deschise. Astfel, privirea spre altar nu mai este împiedicată de nimic, ceea ce simbolizează ușa deschisă de la mormântul Mântuitorului.